eu cred că după dăruire, după lucru care e efortul care l-au depus băieții, eu cred că da, e sigur. Poate nu am jucat ceva frumos sau fotbal, dar a fost foarte frumos din partea băieților că au dat maximum, s-a văzut, eu cred că și din afară. S-au bătut, ne-a străluit, dar din păcate mai avem de muncit și ca să facem și rezultate bune. Galezii v-au impresionat cu ceva sau v-ați așteptat până în urmă? Bine, e greu de spus. Eu pot să înțelegi pe ei că noi, să spunem așa, am stat cu defensiva, toată echipa în defensivă. Nu e așa de ușor, eu cred că de făcut multe ocazii pe meci. Din păcate, în meciul, dacă se cumpără meciul cu Serbia, de aia că noi n-am luptat așa atât de mult, n-am muncit așa atât de mult, a fost pentru ei mult mai ușor. Deci le-am pus probleme. Puțin, da. Sper că puține probleme au fost. Da.